larg. Păi, după poși. Asta? E. Nu, nu, ai larg, am mai larg. N-are cuier. N-are copeni. Dar încolo. Ca să am după aia, că trebuie să-ți rămână un butoi, nu? Da. Doamna Adela, ce faceți dumneavoastră? Mergem în comuna Gârnic și la Cazan și facem tuică. Aveți mult borhoz? Avem. În jurul lui 1.000-1.500 de litri. Acum, momentan. Săptămâna viitoare avem altele. Așa, mulți ani, pericol. Ia câte am bătrat, să fie curat. Până să plinge. Da. Nu uite să plinge bine, că am vorbit cu ea, că am fost acasă. Nu uite să te auzi, Felic. Ce tu capi plătești? Da. Plătești? Da. Și cu ăla? Cu contractul? Și te duci în urmă, o bară și o trecă, să o să-ți faci cu motorul. O azi garnitura de frumoasă. Acum vreo două săptămâni o lăsată planetară. Îi bătesc. Gata. Degeaba mai investesc în el. Nu. Mai mare ori. L-am două. Ce faci, Vico? Acum deci mestec pentru să nu se prindă pe fundul cazanului borhotul, comina. După aia punem capacul, punem celularul și începe să curgă țuica. Răchia. Răchia, da, ca la noi la Padina Matei. Da. Faci câtă răchia anul ăsta? Da. Da, fac. Am avut rod mare la pruni, în jurul de către 1000 de litre. Cam câte litri de țuică scoateți la cazan? La ofertură? Depinde de frunt, cât a fost de copt, câte soi de prun au fost, de la 30 la 40-45 de litri la cazan. Câte grade are țuica? Păi la noi în zona aici așa se folosește țuică 32-33, maxim 35. Vorbesc răchie normală. Palinca e altă socoată, propunem și o facem la... Fac oameni în zona răchie? Da. În proporție de 90% fac răchie. La ce folosiți țuica? Pentru ce o folosiți? Țuica o folosim pentru consumul familiar, în caz că, deci ca medicament, în caz că un copil are temperatură, îi se udă ciorapii, șosetele, îi se pune o cârpă la burtică și trage focul. Deci noi, ai bătrânii, așa, oameni în vârstă, consumăm dimineața ca medicament un 50 de grame și nu se apropie coronavirus de noi nici de cum. În Gârnic, Padina Matei, suntem sănătoși ca fagul în pădure. Nu trebuie să nu vorbește, nu? Stai, vorbește, nu, David. Ce faci? Facem un baluat așa din făină de
grâu, cu secară, cu asta, pentru a livdui bine capsa, deci capacul deasupra. Da, se vâneze cu pâine, da, magră. Da, 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 da. Da. Acum am pus capacul, dăm cu aluatul ăsta de făină de secară pentru a capsa foarte bine capacul. Acum, într-o oră, iasă suica la 33, 34, 35, după cum vrei să o lași. Gata. Deci, acum, o oră, așteptăm suica să curgă. Uite aici. Aici va curge suica. Deci vine că acolo se întâlnire, aici așa are așa, răcitorul, și aici va curge suica. Aceasta este gradația care o băgăm aici în butoi, să vedem câtă suică a curs. Când și când mai gustăm de aici așa, de la lulă, așa aici se lua asta lulă, pentru a vedea ce gust are. Și dacă mai are ceva alcool. Ce vechime are cazanul? Cazanul, deci nu, oricum nu știm, de pe timpul Austro-Ungariei. Deci acest cazan a fost la pagina Matei la un străbunic de-al meu, Costal Bogat, așa i-a spus, Costal Văduva. Și după aia, ulterior, deci mi se pare că bunicul l-a vândut aici la gârnic lui Marșec Vasile. Așa au chemat bunicul proprietarul actual. Fiți decedat tot respectiv. Deci a făcut multă suică. Asta. Cel puțin de ordinul zecilor de milioane. De milioane de suică. Sau poate și mai mult, puțin. Dacă e de pe timpul Austro-Ungariei. Acest cazan. De 180, așa sunt de 400. Nu vrei nimeni, nu vrei nici bine, nici copii. Nu vrei, nu vrei. Așa, 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 așa. Acum gustăm răchia să vedem la ce gramaj asta tărie are. Da, Doamne ajută, și la anul să fie și mai multe prune. Apoi, hai, să trăiți, numai bine. Sănătate. Să trăiască și șeful cazanului și noi. Toată lumea. Toată lumea, de acolo de la lulă trebuie puțin gustat. Eu zic că e cam, dar oricum mai merge. Cartării, ha? Cum e răchia de anul ăsta? Păi bunicioara iată mai puțină, dar cu mai mare gust. Probabil nu e atât, dar are în fruct. Ce soi de prune aveți? Prune de vară, un fel de bistricene. Acum ne uităm, încercăm suica. Hai, mă ia pe ta. Mă ia puțin foc. Deci așa se încearcă dacă mai curge alcool la rulă. Da. Brânză uie și mâncăm cu un pic copt în jar la cazan. Asta au mâncat înainte ai bătrâni, nu cu grătare, cu mici. Facem așa mai târziu, facem să vină băieții de acasă cu tura a doua și facem și mici. Are gust. Foarte bună. Foarte bună, foarte, foarte bună. Am văzut că ești acolo pe listă la alegeri, la
Ce pui acolo? Cartofi, trumpiri, cum se zice aici la gârni, la Badina Matei, îi băgăm în jâi și mâncăm cu brânză, așa se mănâncă la căzan. Давайте погуще на тут. Куми зика. А, буна ка. А ты? Stai să vedem să mai curge la lulă, de acolo curge niculița, dacă mai curge. Apă de dulce. Hai, nu strică de la jos. Ha? Da, când e dulce nu strică nu. Nu strică nu, după, da. Oricum e azi, că nu mai stai acolo. Și ce apără pe parte. Da, deci la fiecare dungă din asta sting și litri de rechie. La asta. Uite acum, de exemplu, măsurăm. Și ne spune câtă rechie o curs. Da. Deci 5, 10, 15, 20, 25, 30 și 2 de litri până acum. Atât aveți. De rechie, da, la cazanul ăsta. Probabil că mai curge ceva. Încercăm aici să vedem să nu curgă acru, că atunci strică rechia. Cum are gustul? Gata, e cam cucinat. Da. Gata. Apă rece. Pentru a curăța. Cazanul să fie sec înăuntru, să nu se prindă, să afumăm răchia. Foarte. Gomină. Ați adus multă gomină? Da. Cam câte căzane aveți de fiert? Vreo 6. Iese răchia anul ăsta? Iese. E mai bună ca anii trecuți sau tot la fel? Iasă mai puțină, dar mai cu gust. De la jar, sunt foarte buni cu brânză. Și merge țuica la greu. Ca unsă. Ați. E încălzat. Acum iasă, urmă, pe aia. Începe ce așa. Da, da, da. 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 Unde? Acolo cât mi-am plecat, dacă nu vreau. Da, băi, ascult. Cum e mâncarea? Foarte bună. Cu darăchie, broaspătă. Păi spus să mă ia, că eu scos cu iubire. Acum. Acum o să pus. Ce gust are? Foarte bun. Foarte bun. Foarte bun. Nu, 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 nu,
pe garbanița. Acolo se întotdeauna. Un curs vreo 15 litri. Era venit cu Fabio. Păi, o șugă, cu timpul poate se rezolvă, dar... Ca să-i tare, vrei să faci de asta, să nu, ca să poți să... Cine cum e la gust? Foarte tare. 15 litri până la 30 și 5, 40. Mai asta? Ce soi de prune? Prune de vară. De la noi, din grădină. Pentru ce o folosesc țuica localnicii? Localnicii folosesc țuica când vine cineva la o sărbătoare, la o distracție. E bună să o ai acolo. E și ca medicament în casă? Da, bineînțeles. Un par de țuică, un medicament curat. Pingule! Dar fi bine bere că e de nouă. Care au pune. Cine au adunat frumul. Cine n-a adunat, nu bea. Dumitale ai adunat? Da. Da. La mulți ani, zice Dumnezeu numai bine. La anul, camară. Sună bine. Așa. Dar la cheia fără clisă nu merge? Nu merge. Dar nu e mai bine ca eu. Păi ne luăm după ardelenii. Ardelenii beau răchie și mănâncă clisă. Păi ai văzut că sănătoși îți tun. Clisa aia mai bună. Bei o gură de răchie, mănânci câta clisă. Thank you.